Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Căștile cu inteligență artificială care te lasă să asculți doar persoana de care ești interesat dintr-un grup. Trebuie doar să te uiți la persoana respectivă câteva secunde, căștile se ocupă de restul. Păi și Traian Băsescu cum vorbește? Ba, aoleu, cum a fost asta? Hai de mine! Da... Oricum, căștile astea cred că vor aduce multă fericire în diverse căsnicii. Căștile care știu să amplifice sunetul doar pentru o anumită persoană dintr-o mulțime au fost inventate de o echipă de la Universitatea din Washington. Această echipă a dezvoltat un sistem de inteligență artificială care îi permite celui care poartă căști să privească o persoană care vorbește timp de 3 până la 5 secunde pentru a o separa de restul sunetelor. Mi se pare genial totuși. Sistemul se cheamă Target Speech Hearing. Anulează apoi toate celelalte sunete din mediul înconjurător și redă în timp real doar vocea vorbitorului selectat. Eu o să fiu early adapter, cum se zice. De ce? Că surd. Și mă ajută, adică m-ar ajuta mult când mă uit la tine să te aud pe tine, să nu mai aud pe George. Mm-hmm. Da, dar trebuie să vorbim. Dacă vorbiți toți odată, eu... Îți dai seama cum o să fie acum, vă trebuie să vorbim 3-5 secunde ca să-i atragem Luca atenția. Va trebui să vorbești cu el, să-i spui, Luca, fii atent. Luca, fii atent de acum. Și Luca o să mijească ochii, nici cu ochelarii. Văd că nu mai porți ochelarii. Nu mai văd bine nici cu ochelarii. Da, o să mijească ochii. Hai că s-a activat. Cum? Se aprinde beculețul verde pe căști. Gata, mă, hai că ne aude. Sistemul nu este încă disponibil în comerț, dar probabil va veni. Echipa și-a testat sistemul pe 21 de subiecți care au evaluat claritatea vocii vorbitorului înrolat în sistem ca fiind de aproape două ori mai clară, mai bună decât cea a sunetului nefiltrat în medie. Deci cred că trebuie pus și un mod nevastă pentru autoprotecție pe căștile astea. Eram sigur că asta o să spui, dar asta te poate face mai atent, să știi. Dacă mergi cu un grup de prieteni, nu știu, la mare, la munte, într-o vacanță, oriunde, undeva, dacă nevasta a pus ochii pe tine... Da, și nu s-a aprins beculețul verde pe cască... Te-ai nenorocit! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.